Județean de Poliție Mureș lansează campania de informare a locuitorilor din mediul rural intitulată Siguranță în mediul rural. Scopul este de a preveni furturile. ASEA Târgu Mureș are o pagină oficială de Facebook denumită ASEA Târgu Mureș Oficial. Despre toate acestea, imediat la Jurnal de Reghin. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana, in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Primăria Reghin are ca prioritate în această perioadă pregătirea școlilor pentru noul an care va debuta la 1 septembrie. În acest scop s-a alocat suma de aproape 100.000 de lei pentru lucrări de amploare, dar și reparații necesare. Planul de lucrări s-a întocmit după o evaluare atentă a stării fiecărei clădiri. Începutul anului școlar în condiții optime pentru elevi și profesori este prioritatea administrației locale din Reghin în acest moment. După ce o echipă a evaluat situația fiecărei instituții de învățământ, s-a stabilit planul de lucrări pentru fiecare unitate. Suma alocată de primărie ajunge la aproape 100.000 de lei, însă și lucrările necesare sunt numeroase. Am realocat sumele care erau destinate reabilitării străzilor Gurghiului și Dedradului. Sper să aducem bani de la guvern anul viitor, pentru că sunt lucrări importante și aceste sume le-am dat o altă destinație pe care noi am crezut că este mai necesară, referitor la reabilitarea instituțiilor școlare, unde pentru prima dată consider eu că dăm o sumă substanțială, aproape 10 miliarde, la toate instituțiile școlare, dar sunt câteva din ele unde avem lucrări de extindere, pentru că avem mulți copii care trebuie să își dezvolte acest proces de educație în condiții optime.
Evaluarea situației clădirilor în care funcționează grădinițe, școli și licee a indicat că unele imobile au nevoie de lucrări ample. Asta cu atât mai mult cu cât găzduiesc școli importante pentru oraș, în care învață sute de elevi. Trebuie să clădim de nou câteva clase la trei dintre instituțiile mari, cum ar fi Augustin Maior, Ceușeanu, trebuie să mansardăm Ioan Bojor, trebuie să mansardăm căminul din Iernuțeni și trebuie să mansardăm creșa. Deci astea sunt lucrări mari care trebuie făcute, sper să reușim să le terminăm în acest an. De o atenție deosebită se bucură în acest an grupul școlar Petru Maior, care este cea mai mare instituție de învățământ din județ, din prisma numărului de elevi înscriși. În general, se merge pe lucrări mai mari, de amploare, cum ar fi schimbarea tâmplăriei, care lasă de dorit, cum ar fi la grupul școlar Petru Maior, unde anul trecut am alocat aproape 1 miliard pentru acest lucru și în anul acesta avem 1,5 miliarde, din care 500 de milioane vechi pentru tâmplărie, iar restul pentru reabilitarea grupurilor sociale și clădirii din spate, unde e școala generală numărul 3. Primarul a mai spus că școala generală numărul 4 este singura fără centrală termică, iar anul acesta va primi una. Schimbarea ferestrelor va fi de asemenea o investiție necesară pentru a reduce consumul și deci cheltuielile. Mai multe detalii despre programul de investiții al primăriei Reghin pentru această perioadă aflați mai târziu în rubrica Jurnal Plus. Continuăm știrile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de caniculă în capitală și în 18 județe, printre care și Mureș. Avertizarea este valabilă astăzi și mâine. Medicii sunt și ei în alertă și ne recomandă să ne luăm toate măsurile pentru a face față valului de căldură, întrucât temperaturile ridicate ne pot fi fatale. Județul Mureș este sub cod galben de caniculă până vineri 9 august. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că în perioada 8-9 august vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și în jumătatea vestică a Munteniei, va fi caniculă. Temperaturile maxime vor depăși 36, chiar 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic. Atenție dacă circulați prin țară! În județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, canicula se va intensifica, maximele termice se vor situa între 37 și 40 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, au precizat meteorologii. Medicii sunt și ei în alertă și ne recomandă să ne luăm toate măsurile pentru a face față valului de căldură, întrucât temperaturile ridicate ne pot fi fatale. Pacienți care au suferit ca urmare a temperaturilor ridicate au fost pacienți cu deshidratări, nu un număr mare, cu deshidratări, pacienți cronici cu crize de hipertensiune, au fost, dar nu se încadrează în numărul normal de pacienți pentru această perioadă. Ce faceți pe această căldură afară? Umblu la medic. Nu vă e cald? Aia nu, dar ce să fac? Mă duc analiză la ora 2. Nu vă e teamă că vi se face rău? Aia nu, da. Dar nu ce face. Stăm la umbră, bem apă rece, mergem la strand, dacă avem timp. Cum de sunteți la această oră afară? Am ieșit să plătesc niște facturi. Am venit din concediu ieri și trebuiau achitate și... Văd că nici nu aveți capul acoperit, nu vă e teamă de o insolație? Nu, că deja am terminat și plec acasă. Acum vi se pare cald? Da, destul de cald. Văd că nici nu aveți capul acoperit. Nu. Nu e nevoie. Ba, e nevoie, dar nu mi-am luat pălărie. Văd că nici capul nu vă este acoperit, nu ar fi o problemă? Ar fi, dar suntem cu mașina și puțin avem de circulat. Văd că și acum sunteți protejată cu pălărie? Da, da, și mă duc la baie toată ziua și așa. Apă consumați? Foarte mult, da. Cam 4 litri pe zi. Plată minerală? Minerală. Ministerul Sănătății a transmis prin toate căile o serie de recomandări românilor pentru a face față valului de căldură. Acestea sunt de ordin general, însă și pentru fiecare categorie de pacienți în parte. Ca recomandări de ordin general, să se evite, bineînțeles, pe cât posibil expunerea prelungită la soare de la ora 11 până la ora 18,
consumul zilnic de lichide, 1,52 litri, nu de lichide în sensul de apă plată, nu sucuri fermentate sau acidulate. Un alt aspect ar fi consumul de legume și fructe, cât mai multe, mese ușoare. Igiena personală era importantă la atât pentru adulți cât și pentru copii, 2-3 dușuri zilnic. Medicii mai spun că la cel mai mic semn de insolație e bine să cerem ajutorul specialiștilor care ne vor spune ce avem de făcut. Mai multe recomandări ale medicilor pentru a depăși perioada de caniculă aflați imediat în jurnal la rubrica Implică-te. Acum continuăm știrile. Activitățile infracționale privind traficul și consumul de droguri sunt tot mai des luate în vizor de oamenii legii. Din nefericire, nici orașul nostru nu este ocolit de această problemă. Potrivit șefului Poliției Reghin, există cazuri luate în vizor. Consumul și traficul de droguri este un flagel ce cuprinde tot mai multe categorii de oameni. În acest sens, lucrătorii DIICOT au efectuat miercuri dimineață percheziții în mai multe județe ale țării, printre care și Mureș. Descinderile au vizat o grupare specializată în șantaj, trafic de droguri și persoane. Există informații potrivit cărora liderii grupării ar fi extrem de periculoși. Aceștia au distribuit droguri în toată România și au racolat minore pe care le obligau să se prostitueze în țară și străinătate. Procurorii spun că există suspiciuni că membrii grupării ar fi atras în aceste activități și alți membri ai familiilor lor. Activitățile infracționale sunt extrem de extinse, potrivit șefului Poliției Reghin, referitor la traficul și consumul de droguri, și în orașul nostru există cazuri luate în atenția polițiștilor. Activitatea de prevenire și combatere a consumului de droguri sau a oricăror altor sau a tuturor operațiunilor care se fac cu astfel de substanțe revine în competența Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Mureș. Poliția municipiului desfășoară mai multe activități informative, cu lege, astfel de date și informații pe care le furnizează subunităților de profil. Dar, cu siguranță, pe raza municipiului Reghin avem și persoane care trafică astfel de substanțe și persoane care consumă astfel de substanțe. Au fost persoane cercetate, anchetate și condamnate pentru astfel de fapte penale. Comisarul șef Vasile Oltean este de părere că prevenția răspândirii consumului de droguri și conștientizarea generației tinere asupra riscului ce se expune ar trebui făcută chiar și în familie și școală. Solicitarea pentru eliberarea unui nou permis de conducere se va putea face de astăzi și prin mail, conform unui ordin emis de Ministerul Afacerilor Interne. Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă și prin corespondență pe adresa Serviciului Public Comunitar care a emis permisul de conducere anterior. Vorbim pe larg despre acest subiect după ce aflăm de la Marcela German ce conține jurnalul economic de astăzi. Bun găsit! Nereguli în comerțul cu produse cosmetice și alimentare. Despre asta vorbim astăzi la Jurnal Economic. Mai întâi vă spun că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a depistat sute de abateri privind comercializarea produselor cosmetice de protecție solară și autobronzante. A aplicat amenzi de aproape 300.000 de lei în mai puțin de 2 săptămâni de controle. Pe de altă parte, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 92.000 de lei și a confiscat peste 14.000 de kilograme de carne în urma controalelor efectuate în unitățile de tipul carmangeriilor în primul semestru al acestui an. Cred că v-am trezit interesul. Cu detalii vă aștept după știri la Jurnal Economic. Nou pentru cei care au nevoie de schimbarea permisului de conducere. Solicitarea pentru eliberarea acestui act se va putea face de astăzi și prin mail, conform unui ordin emis de Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, în cazul în care vă pierdeți permisul, vi se fură sau în cazul în care vă schimbați numele, puteți trimite actele prin mail fără să mai fie nevoie să vă deplasați la direcția de înmatriculări. Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, prevăzută în anex,
acasă. Se depune împreună cu o serie de acte scanate în format electronic. Apoi, permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la Serviciul Public Comunitar indicat în cerere. Autoritățile mai spun că pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă și prin corespondență pe adresa Serviciului Public Comunitar care a emis permisul de conducere anterior. Hidrocentrala de la Răstolița își va începe activitatea anul viitor. Vestea vine de la Remus Borza, membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Informația este confirmată de prefectul județului Mureș, Corneliu Grosu. Acesta a declarat astăzi pentru Daregin TV că o serie de aprobări există deja, dar mai lipsește girul necesar de la două ministere. Apoi investiția va primi suma necesară pentru a se finaliza. După aproape două decenii de la reluarea lucrărilor la barajul de la Răstolița, mureșenii pot spera acum la punerea în funcțiune a hidrocentralei. Vestea vine de la Remus Borza, membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, care a declarat în presa națională. Investițiile rentabile economic sunt finanțate în continuare. Așa se face că în trimestrul 4 din 2013 vom pune în funcțiune centrala Racoviță-Sibiu, în 2014 centrala Răstolița-Mureș și Dumitra-Gorj. Informația îl încântă pe prefectul județului Mureș. Corneliu Grosu spera ca hidrocentrala să fie pusă în funcțiune anul acesta, dar și termenul de 2014 îi se pare rezonabil, având în vedere procedura necesară pentru obținerea tuturor aprobărilor. Confirmă faptul că eforturile pe care le-am făcut la nivel de prefectură dau rezultate. Adică, în urmă cu câteva luni am pornit o acțiune de semnare, de culegere, să spun așa, a tuturor avizelor necesare pentru o hotărâre de guvern care în fond trebuie să stabilească exproprierea la 210 hectare de teren forestier care se află în zona barajului și în interiorul lacului. Prefectul a mai spus că dosarul cu aprobările se plimbă prin ministere de mai mulți ani, iar acum demersurile sunt pe ultima sută de metri, înainte de elaborarea unei hotărâri de guvern care să permită punerea în funcțiune a hidrocentralei. Și mai avem nevoie de două semnături, la Ministerul Finanțelor și la Justiție. Toată treaba aceasta eu urmăresc mergând în București cam din două în două săptămâni, trebuie explicații legate de ceea ce de fapt conține actul expropriere, unde sunt cinci proprietari care dețin pădure în zona respectivă. După publicarea hotărârii de guvern mult așteptată, Hidroelectrica va vira hidroconstrucției suma de bani necesară pentru susținerea lucrărilor care mai sunt de realizat până la punerea în producție a primului agregat de energie electrică. Vă amintim că barajul și hidrocentrala de la Răstolița reprezintă cea mai veche investiție în derulare din județ. Șantierul a fost închis după Revoluție, iar constructorii s-au întors la lucru în anul 1996, când proiectul a fost declarat de utilitate publică. În final, hidrocentrala Răstolița va asigura 26 de locuri de muncă permanente pentru specialiști în domeniu, la care se adaugă și forța de muncă ce asigură mentenanța, furnizarea diferitelor servicii și materiale. Barajul are prevăzută o priză care permite realizarea în viitor a alimentării cu apă brută a localităților din aval. Mai mult, zona Răstolița va deveni o importantă atracție turistică. În jurul acestuia, autoritățile locale speră că va lua naștere o adevărată stațiune, așa cum s-a întâmplat în zonele Beliș ori Tarnița. Prevenirea criminalității în mediul rural continuă să fie în atenția poliției mureșene, întrucât neglijența proprietarilor constituie în multe cazuri un factor favorizant. Inspectoratul Județean de Poliție Mureș derulează campania de informare a locuitorilor din mediul rural, intitulată Siguranță în mediul rural. Aceasta se va derula până în luna septembrie 2013, coordonată de Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Cu detalii despre planul polițiștilor de a reduce furturile de la țară, vine acum colega noastră, Veturia Fechete. Bun găsit! Campania Siguranță în mediul rural va fi una de informare, pentru că s-a dovedit. Neglijența proprietarilor constituie în multe cazuri un factor favorizant. Așa că IPJ Mureș a realizat deja spoturi audio, afișe și pliante, destinate locuitorilor de la țară. Recomandările oamenilor legii sună astfel.
Nu primiți în curte cetățeni străini de comunitate care oferă diverse bunuri spre vânzare sau se angajează să facă lucrări ori reparații. Aceștia vă pot înșela sau vor doar să vadă ce bunuri pot fura din gospodăria dumneavoastră. Dacă aveți de-a face cu astfel de persoane, anunțați de îndată poliția din comună. Încuiați ușile și ferestrele când plecați de acasă, iar animalele nu le lăsați afară din curte nesupravegheate. Atenție! Puteți deveni mult mai ușor victime ale hoților sau tâlharilor dacă ați consumat prea mult alcool. Este important să anunțați poliția în cazul în care sunteți victime sau martori la comiterea de infracțiuni. Pentru mai multă siguranță, anunțați poliția dacă angajați sau găzduiți muncitori zilieri. Nu vă lăsați atrași de bunuri oferite spre vânzare de persoane străine la prețuri mici. Nu în ultimul rând, poliția le recomandă oamenilor de la țară să sune la 112 dacă observă ceva suspect în localitate, cum ar fi persoane străine sau autoturisme necunoscute care circulă la ore târzii. O instituție reprezentativă cândva pentru județ, datorită activității sale de cercetare și dezvoltare în domeniul pomiculturii, a fost adusă în atenția publicului de Cotidianul Mureșean zi de zi. Este vorba despre stațiunea de cercetare și producție pomică Lom Mureș, care și-a încetat activitatea în urmă cu câțiva ani, iar acum este executată silit de Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș. Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Mureș a fost adusă în atenția publicului de Cotidianul Mureșean zi de zi, deoarece a fost executată silit de Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș. Alex Tot, redactorul șef zi de zi, a întreprins o anchetă în acest sens. Acesta este de părere că desființarea acestei instituții este un mare pas înapoi pentru economia județului Mureș. Pentru economia mureșeană e un pas înapoi, deoarece recent, în luna iunie 2013, Ministrul Agriculturii anunța că dorește ca stațiunea de cercetare și producție pomicolă din Bistrița să devină o pepinieră pentru întreaga Transilvania. Deci, practic, declarația respectivă echivalează cu un fel de certificat de deces pentru stațiunea de cercetare din Târgu Mureș. Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Mureș s-a înființat în februarie 1977. Un moment de cotitură important în activitatea instituției s-a înregistrat în urmă cu 9 ani, când stațiunea s-a transformat în societate comercială, aflată în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, București. Începând cu anul 2007, instituția a început să acumuleze datorii la bugetul de stat. În prezent, sediul din Târgu Mureș este năpădit de mizerii și bălării, iar poarta închisă cu un lacăt. Miercuri, la sediul Administrației Finanțelor Publice din Târgu Mureș a avut loc o licitație publică pentru vânzarea mai multor active în scopul recuperării restanțelor. Liviu Timar, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș, a precizat că principalul motiv pentru care stațiunea și-a încetat activitatea este retrocedarea terenurilor. Această stațiune figurau doar în acte ca fiind stațiune de cercetări pomicole, dar nu-și atingea obiectul de activitate. În acest sens, în ultimile legi care au apărut legate de stațiune de cercetare, ea nu mai figura în cadrul stațiunilor, ci a fost trecută în anexa numărul 6 pentru desființare, în sensul de a se desființa în societate comercială. Practic, ea și-a pierdut obiectul de activitate, având în vedere că a pierdut terenul. Deci nu mai avea teren. Ca urmare a legilor retrocedării, nu se mai atingea obiectul de activitate și, în acest sens, practic, stațiunea nu mai funcționează. Dar mai multe detalii despre ancheta ce se află în desfășurare asupra fostei stațiuni de cercetare și producție pomicolă Mureș puteți citi în Cotidianul zi de zi sau pe site-ul www.zi-de-zi.ro. ASEA Târgu Mureș are o pagină oficială de Facebook, denumită ASEA Târgu Mureș Oficial. În acest fel, suporterii echipei și microbiștii vor putea afla în timp real noutățile care apar la club. Abia lansată pagina și clubul vine cu provocări pentru suporteri, cum ar fi un concurs de imaginație. Aflăm amănunte după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bun găsit! Astăzi am avut din nou parte de căldură caniculară, temperaturile fiind în creștere față de ieri. Maxima zilei a fost de 33 de grade Celsius, înregistrată la Târgu Mureș. Cam atât pentru moment. Cu mai multe detalii despre vreme, revin pe final de jurnal.
Peisajul Facebook s-a îmbogățit în aceste zile cu un nou cont ce se anunță de succes. ASEA Târgu Mureș și-a lansat o pagină oficială de Facebook, denumită ASEA Târgu Mureș Oficial. Astfel, site-ul clubului www.aseatârgumureș.ro și pagina de Facebook ASEA Târgu Mureș Oficial sunt singurele surse oficiale ale clubului din mediul online. Ideea a fost de a ne alinia și noi în rândul cluburilor profesioniste care au o conlucrare foarte bună cu suporterii în mediul online, iar Facebook a devenit în ultima vreme cea mai uzitată modalitate de a transmite informații suporterilor și celor care susțin echipa, dorind de astfel să avem o colaborare foarte bună cu cei care susțin ASEA Târgu Mureș. Prin intermediul contului de Facebook, suporterii și microbiștii vor fi la curent cu toate informațiile legate de echipă, conducere sau staful tehnic. Reprezentanții clubului sportiv atrag atenția că orice alte adrese de web sau pagini de Facebook pe care apar informații legate de echipă ori promovează evenimente ale clubului sunt inițiative neoficiale pentru care nu și asumă nicio răspundere. Abia lansată pagina și clubul vine cu provocări pentru suporteri. În această dimineață s-a lansat un concurs de imaginație și anume, fanii, dar nu numai, sunt invitați să vină cu idei și sugestii privind organizarea unui eveniment de amploare pentru prezentarea echipamentelor oficiale de joc. Rubrica Implicate revine în jurnalul nostru. Astăzi aflăm ce ne recomandă medicii pe timp de caniculă. Există o avertizare din partea meteorologilor cu privire la temperaturi foarte ridicate astăzi și mâine. Poate că unii așteptau de mult această veste că e cald, însă nu conștientizăm cât de periculos poate fi pentru sănătatea noastră. Și atunci, concret, vreau să vă întreb dacă în ultima perioadă au fost cazuri la urgențe. Nu am avut cazuri deosebite legate de caniculă. Caniculă fiind, practic, la noi în zonă de astăzi, două-trei zile. Dar efecte, pacienți care au suferit ca urmare a temperaturilor ridicate, au fost pacienți cu deshidratări, nu un număr mare, cu deshidratări, pacienți cronici cu crize de hipertensiune, au fost, dar nu se încadrează în numărul normal de pacienți pentru această perioadă. Se tot spune de bolnavii cronici, ei fiind cei mai expuși, dar până la urmă, sunt unele recomandări care privesc întreaga populație. Ca recomandări de ordin general, să se evite, bineînțeles, pe cât posibil expunerea prelungită la soare, de la ora 11 până la ora 18, purtarea de lenjerie din fibre naturale, de culoare deschisă, consumul zilnic de lichide, 1,52 litri, nu de lichide în sensul de apă plată, nu sucuri fermentate sau acidulate. Poate sunt unii care nu simt nevoia să consume lichide. Chiar dacă nu simt nevoia, trebuie să aibă la ei o sticlă de apă, organismul transpiră, apa se elimină și probabil cei cu o serie de afecțiuni care nu simt, dar trebuie să aibă și din când în când să se hidrateze. Aceste temperaturi ridicate, mai ales expus, dacă la umbră sunt 35-36 de grade, la soare ajung la, probabil, la jur de 50, deshidratarea oricum se produce, fenomenul de transpirație și deshidratarea ulterioară. Un alt aspect ar fi consumul de legume și fructe, cât mai multe, mese ușoare, nu grele, un regim alimentar bazat pe dietă, puține prăjeli, multe vegetale, cum am spus, legume, fructe, iaurturi. Dacă sunt persoane care dețin aparate de aer condiționat, ar fi bine să nu le
să nu abuzeze și să nu le... practic se pot pune pe, pe o temperatură, regla și în mod automat să-și facă treaba. Condiția să fie, să aibă verificările făcute la zi, pentru că cel puțin o dată pe an în cazul lor trebuie verificate, deoarece prin sistemul de ventilare și recirculare a aerului se pot dezvolta anumiți germeni care pot duce la boli respiratorii, boli ce țin de aparatul respirator. Aceste aparate de aer condiționat să nu fie utilizate la o temperatură foarte mică, dacă acum, de exemplu, sunt 35 de grade afară, să nu le pună, să nu le programeze la o temperatură de 20 de grade, foarte mare, nici diferența asta mare de temperatură nu este sănătoasă pentru organism. Senzația de răcoare și de bine poate simți și la 28-29 de grade, se simte această diferență și senzația asta. Și nu expunându-te, reglând pe 22 de grade și ieșind după aceea afară la 35-40 de grade din șoc, există, poate produce un șoc termic. Cam astea ar fi, să zic, recomandările de ordin general. Pentru persoanele vârstnice, bolnavi cronici, neapărat să respecte acel program de a nu se expune la soare după ora 10 până ora după amiază la orele 18, să-și ia neapărat tratamentul cronic, să nu-l întrerupă. Dacă sunt probleme, să apeleze de urgență la medicul de familie, pentru că medicii de familie știu exact, își cunosc pacienții cronici și știu ce medicație urmează și care ar fi tratamentul corespunzător. Să se hidrateze bolnavii cronici. Sunt foarte expuși, fiind la vârste, la fel ca și copiii, sunt foarte expuși la deshidratare. Dușurile, igiena personală e importantă la atât pentru adulți cât și pentru copii, 2-3 dușuri zilnic. Efectul de produce, sunt benefice pentru persoanele vârstnice. Ar trebui să facem duș cu apă mai rece, mai călduță? Cum se recomandă? Deci la temperatura camerei. Așa ar fi, nici fierbinte, nici rece. Sau poate cel mai corect duș, acel duș, duș alternativ, când rece, când cald, să produce o mobilizare a circulației și efectele ar fi mai bune. Să se respecte, fiecare să respecte un minim de reguli în aceste perioade, exact ca și iarna, când e gerul mare, trebuie să eviți expunerea și la caniculă, tot așa, să evităm pe cât posibil efectele negative ale temperaturii ridicate. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost cea despre sancțiunile ce se aplică stăpânilor de câini care nu curăță mizeria ce o lasă patrupedele atunci când ies la plimbare. Vestea că profesorul Mihai Gergel pregătește încă două cărți a fost pe locul 2 ca număr de accesări, iar pe locul 3 s-a clasat informația cu privire la primăria ospitalieră din Comuna Monor. Rubrica Jurnal Plus a jurnalului de Reghin a fost cel mai vizionat material în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, acumulând peste 1200 de vizualizări. Știrea despre sancțiunile ce se vor aplica proprietarilor de câini s-a situat pe locul 2, cu aproape 1000 de accesări. Pe locul 3 se află știrea despre profesorul Mihai Gergel, ce pregătește să lanseze încă două cărți, acumulând peste 900 de accesări. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Dar Reghin TV și participați activ la emisiunile noastre. Astăzi, de la ora 21.30, MŞ Ardelean vă așteaptă la Fițe de Provincie, unde puteți urmări detalii despre activitatea îndrăgitului cantautor și om de radio Florin Săsărman. Vineri, de la ora 17, vedeți o nouă ediție a emisiunii Cuvinte Sfinte, prezentată de Simina Cota.
De la ora 21.30, Cătălin Cioba vă invită pe Un drum cu voia bună, emisiune de divertisment în care veți urmări un interviu despre tradiții și obiceiuri din satul Gledin, cu Veronica Drăgan. Puteți participa activ la toate emisiunile noastre prin telefonul care vă stă la dispoziție la numărul 0365100116 sau prin mesaje pe pagina de Facebook Dar TV Reghin. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți urmări în continuare rubrica Jurnal Plus, care include un interviu cu primarul Maria Precup despre prioritățile administrației locale reghinene. Vor urma apoi jurnalul de vreme, jurnalul economic însoțit de cursul valutar și, la final, calendarul zilei. Mie mai rămâne doar să vă doresc o seară frumoasă. Sunt Temeș Ardelean. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Complexul turistic AIMA. Destindere și relaxare la piscinele și terasele din cadrul complexului. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tir. Hotel de 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial, sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Magazinul Adidas vă oferă acum o gamă variată de produse pentru adulți și copii. Acum, în incinta magazinului Adidas, găsiți o gamă bogată de bijuterii din aur și argint. Vino la noi, în cartierul Libertății, bloc 2. La început totul părea în ordine. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul și m-au sechestrat într-o baracă unde mâncam și dormeam ca un animal. Mâncam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat pe mine. După o luni, m-am mâncat pe stradă fără acte și fără bat. Cum a fost posibil? Nu m-am informat. A munci este un drept. A exploata munca este o infracțiune. Împreună putem lupta împotriva traficului de persoane. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sunt Florin Groza de la HiQ și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română.
Suntem împreună cu doamna Maria Precup, primarul municipiului Reghin. Doamna primar, în ultima ședință de Consiliu Local ați anunțat demararea unui amplu program de lucrări privind infrastructura municipiului Reghin. Cum ne puteți detalia la această oră stadiul lucrărilor? Da, deși avem un buget de austeritate, am realocat sumele care erau destinate reabilitării străzilor Gurghiului și de Dradului. Sper să aducem bani de la guvern anul viitor, pentru că sunt lucrări importante și aceste sume le-am dat o altă destinație pe care noi am crezut că este mai necesară, referitor la reabilitarea instituțiilor școlare, unde pentru prima dată consider eu că dăm o sumă substanțială, aproape 10 miliarde, la toate instituțiile școlare, dar sunt câteva din ele unde avem lucrări de extindere, pentru că avem mulți copii care trebuie să își dezvolte acest proces de educație în condiții optime și trebuie să clădim de nou câteva clase la trei dintre instituțiile mari, cum ar fi Augustin Maior, Ceușeanu, trebuie să mansardăm Ioan Bojor, trebuie să mansardăm căminul din Iernuțeni și trebuie să mansardăm creșa. Deci astea sunt lucrări mari care trebuie făcute, sper să reușim să le terminăm în acest an, iar la restul instituțiilor școlare, în general, se merge pe lucrări mai mari, de amploare, cum ar fi schimbarea tâmplăriei care lasă de dorit, cum ar fi la Petru Maior, grupul școlar Petru Maior, unde anul trecut am alocat aproape 1 miliard pentru acest lucru și în anul acesta avem 1,5 miliarde, din care 500 de milioane vechi pentru tâmplărie, iar restul pentru reabilitarea grupurilor sociale și clădirii din spate, unde e școala generală numărul 3. La fel, avem o singură școală care nu are încălzire centrală, școala generală numărul 4 din Apalina, unde am alocat suma necesară pentru acest sistem de încălzire centralizat. Este normal că încă sunt teracotele vechi și consumul este foarte mare. Iar prin schimbarea tâmplăriei sperăm să reducem și volumul mare al facturilor de gaz, pentru că este o cheltuială substanțială în bugetul local. Și pe lângă faptul că le asigurăm un confort mult mai bun și mai normal pentru secolul nostru și pentru copiii noștri care sunt extraordinari, sperăm să facem și o economie cu combustibilul utilizat. Credeți că din punct de vedere administrativ această dublă subordonare este prolifică pentru comunitatea locală, întrucât puteți să vă aplicați întotdeauna asupra nevoilor instituțiilor școlare? Da, este benefică pentru instituțiile școlare, pentru bugetul local nu. Din păcate și spitalul, până acum am alocat 6 miliarde și jumătate aproape, bani care altădată îi puteam da o destinație de investiții sau reabilitări și de când a trecut în subordinea noastră, acești bani s-au dus pur și simplu pe cheltuieli de funcționare, întreținere și funcționare și este bine că este în subordinea noastră, că suntem aproape de ei și cunoaștem realitatea din teren și oarecum cunoscând oamenii suntem implicați direct, dar este un efort financiar care grevează bugetul și care pur și simplu este în detrimentul lucrărilor de anvergură pe care am putea să le facem. Dar dacă asta este, trebuie să ne preocupăm să rezolvăm problemele, eu zic, absolut necesare pentru zilele în care trăim. Tot ceea ce facem pentru străzi și pentru sănătate și pentru învățământ este din bugetul nostru. Ceea ce pot să spun că facem cu prețuri foarte mici și de aceea lucrările sunt mai multe, pentru că este o competiție între constructori care am lucru care m-a ajutat să obținem prețuri foarte mici și să putem să facem lucrări cât mai multe. Ne întoarcem la infrastructura municipiului. Ați declarat în ședința de Consiliu Local, va fi un program amplu, în primul rând pentru finalizarea lucrărilor de canalizare în anumite zone ale orașului și ulterior de asfaltare și un stopaj al lucrărilor ulterioare asfaltării. Da, am acum trebuie să, chiar dacă m-am opus predării apei către operatorul regional, finanțarea continuă și mă bucur, este singurul avantaj de care putem să ne bucurăm și nu este mic, faptul că s-a făcut licitație pentru 34 de străzi
era de așteptat ca aceste lucrări să se facă. Sunt încă destul de multe străzi fără canalizare, străzi care n-au intrat în programul de reabilitare, pentru că eu consider că trebuie întâi să rezolvăm infrastructura, deci să rezolvăm rețelele de sub pământ și apoi să ne apucăm de reabilitarea străzilor. Și sunt bucuroasă că licitația a avut loc, este perioada de contestare și sper ca în acest an să ne apucăm să demarăm lucrările de canalizare de pe străzile importante, cum ar fi Câmpul Muncitorilor, unde și străzile arată îngrozitor și unde nu am putut să facem decât să cu grederul să nivelăm și să ducem sort în neștire, dar n-am putut să facem lucrări de mare anvergură pentru că vor fi săpate și abia anul viitor vor intra în reabilitare și străzile. Doamna primar, ținând cont de aceste zile caniculare, primăria municipiului Reghin a luat măsuri pentru a asigura unor condiții optime, cel puțin în zona centrală a municipiului? Da, chiar dacă am fost o săptămână în concediu, simțind căldura, am sunat și colegii mei s-au organizat cu ajutorul Heinekenului care ne-a asigurat o vitrină frigorifică unde păstrăm apa să fie rece. Am organizat un cort în centrul parcului pentru persoanele care trec prin orașul nostru, care se plimbă și care au nevoie de un pahar de apă rece. Este minimul care îl putem asigura și este normal să ne gândim la asta și sper să fie primit gestul nostru mic, l-am făcut din inimă. Mai aveți alte priorități pe agenda dumneavoastră în decursul săptămânilor viitoare? Da, eu astăzi am trimis echipa de specialitate în piațeta din Libertății. Sper ca săptămâna viitoare să ne apucăm de lucru. Trebuie să o reabilităm, să o punem la punct, că sunt grozită când văd mizeria de acolo. Este doar o parcare obscenă, că se întâmplă lucruri neplăcute acolo și am tot așa. Am cerut oferte, am găsit prețuri convenabile. Astăzi din județul Cluj a venit o firmă care se oferă să ne facă pavaria și cu o firmă facem iluminat ornamental și sper să fie o piațetă de care să fim mândri, pentru că este intrarea oarecum în centrul orașului și avem două biserici minunate care trebuie să fie înconjurate de un ambient plăcut și să continuăm lucrările oarecum făcute pe Canalul Morii, să încercăm să aducem totul să fie în ordine. Încălțăminte din piele, o gamă bogată de modele pentru femei și bărbați, prețuri de producător, Cadența. Nou în Reghin, magazin de prezentare Mini Pri pe strada Iernuțeni. Sunteți așteptați în magazinele Cadența din Târgu Mureș și Cluj-Napoca. Cadența. Nou. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Află culoarea orașului tău. Lasă frumusețea să îți coloreze orașul cu Avon. Frumusețea merită sărbătorită, de aceea Avon dă o petrecere în onoarea ta. Ia cu tine cel mai fermecător zâmbet din garderobă și vino la sesiunile de make-up să vezi ce nuanțe te prind cel mai bine. Cu dispoziția deja colorată, îndrăznește să descoperi surprizele pe care ți le-am pregătit și lasă-te entuziasmată de sutele de premii Avon pe care le poți câștiga. Tu dai nuanță petrecerii, iar ritmurile de dans vor veni de la trupa Bandidos. Te așteptăm să iei parte la cel mai colorat eveniment al verii,
un reghin duminică, 11 august, în piața Petru Maior, de la ora 16. Antrenează-te la un alt nivel cu Lex Ali Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ali Gym. Respect pentru tine! Guard Express. Pază și protecție prin personal specializat. Monitorizarea sistemelor electronice de securitate. Consultanță de specialitate și servicii de protecție personală. Pentru siguranța casei dumneavoastră. Guard Express. Pază, monitorizare, intervenție. Ce ai văzut? Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Găsit la rubrica Meteo. Astăzi, ANM a emis cod galben de caniculă în mai multe județe, printre care și județul Mureș. Astfel, la Reghin s-au înregistrat 32 de grade Celsius, 33 de grade la Târgu Mureș, iar la Teda 28 de grade. Mâine, temperaturile se vor menține în aceeași notă, fiind prognozate 32 de grade la Reghin, 33 la Târgu Mureș, iar la Teda 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, prognoza Meteo se încheie aici. Sunt Diana Elișiu, vă doresc o zi frumoasă în continuare. Găsit la Jurnal Economic. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a depistat sute de abateri privind comercializarea produselor cosmetice de protecție solară și autobronzante. A aplicat amenzi de aproape 300.000 de lei în mai puțin de 2 săptămâni de controle, potrivit unui comunicat. Au fost verificați 552 de operatori economici, dintre care 4 producători, 4 importatori, 31 de distribuitori și 513 vânzători. La peste 200 de operatori economici, adică aproape jumătate, s-au depistat abateri de la prevederile legale. Au fost constatate deficiențe privind informațiile inscripționate pe ambalajul produselor, traducerea acestora în limba română și respectarea prevederilor în cazul promoțiilor. Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 269 de sancțiuni. Totodată au fost oprite temporar de la comercializare produse cosmetice în valoare de peste 50.000 de lei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 92.000 de lei și a confiscat peste 14.000 de kilograme de carne, în urma controalelor efectuate în unitățile de tipul carmangeriilor și măcelăriilor în primul semestru al acestui an. Au fost verificate la nivel național 2756 de unități de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală, dintre care peste 1000 de unități de tip carmangerie.
urmare a neconformităților identificate, a fost oprită activitatea în 25 de unități, au fost aplicate 63 de amenzi și au fost emise 91 de avertismente. Totodată au fost confiscate peste 14.000 de kilograme de produse de origine animală care ar fi putut pune în pericol sănătatea publică. Jurnalul economic se încheie aici. Cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei 46 de bani. Un dolar american a fost vândut cu 3 lei 35 de bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișeie cu 3 lei 62 de bani. O liră sterlină a fost la vânzare 5 lei și 20 de bani, iar cu 1 leu 50 de bani s-au vândut 100 de forinți maghiari. De asemenea, astăzi la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4 lei 40 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei 27 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei 54 de bani. O liră sterlină a costat la cumpărare 5 lei și 6 bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu 45 de bani. Potrivit BNR, gramul de aur a atins astăzi cotația de 137 de lei 64 de bani. Bine v-am regăsit! Teodor Beldean s-a născut în localitatea Budurleni, județul Bistrița-Năsăud. Urmează cursurile primare și gimnaziale la Arciud și Teaca, iar liceul la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița. Între anii 1971 și 1975 este student la Institutul Teologic Ortodox Român din Sibiu. Între anii 1976 și 1987 a slujit ca preot în comuna Chiheru de Jos, iar în 1987 va fi transferat la parohia Înălțarea Domnului din Reghin. Ca preot al Bisericii Sfânta Treime s-a preocupat de pictura bisericii în stil fresco, înnoirea mobilierului, dotarea cu iconostasuri, a construit noul sediu al protopopiatului ortodox. În anul 1989 a devenit protopop al Reghinului, funcție pe care o deține și astăzi. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! De peste 50 de ani. Nostalgie, amintiri, prezent. Doar la terasa Crama Regun. Trăim într-o lume a nesiguranței.